Bună seara! Vă invităm în continuare să urmăriți o ediție specială a emisiunii Bună seara. Rămânem în continuare interactivi. Urmăriți-ne pe pagina noastră de Facebook, pe pagina companiei Teleradio Moldova și pe pagina președinției Republicii Moldova. Invitata noastră din această seară este președinta Republicii Moldova, doamna Maia Sandu. Bună seara! Bună seara! Ați venit astăzi în Parlament, ne-a anunțat într-o oarecare măsură. De ce era nevoie să veniți anume astăzi în Parlamentul Republicii Moldova și să vă adresați, de fapt, nu parlamentarilor, dar poporului? Am mers în Parlament astăzi și cred că este mai puțin important dacă a fost astăzi sau dacă ar fi fost ieri sau mâine. Am mers să mă adresez, în primul rând, cetățenilor, să mă adresez forțelor politice, să mă adresez tuturor oamenilor din țara noastră și să le cer sprijinul pentru ca împreună să reușim să aducem Uniunea Europeană în Republica Moldova până în anul 2030. Este șansa noastră reală, este singura noastră cale către libertate, bunăstare, către pace. Avem sprijinul statelor membre ale Uniunii Europene. Singurul lucru pe care trebuie să-l facem este să fim uniți, să nu ne lăsăm dezbinați, să nu ne lăsăm dezinformați și să muncim împreună pentru că acest deziderat, acest obiectiv să se realizeze în această perioadă pe care am anunțat-o și pe care o cred realistă. Ne-am văzut în acest studio de mult, cred că au trecut vreo 4-5 luni. Cum caracterizați situația în Republica Moldova la ziua de astăzi? Astăzi, ce se întâmplă din punctul dumneavoastră de vedere? În Republica Moldova se întâmplă mai multe lucruri și aceste lucruri sunt determinate în mare parte de războiul Rusiei în Ucraina, pentru că acest război are efecte semnificative, negative pentru țara noastră. În același timp, se întâmplă și lucruri bune, pentru că, iată, am reușit să ieșim din iarnă în pofida șantajului din partea Gazpromului, în pofida faptului că prețurile au fost foarte mari. Am reușit să ne ajutăm, să fim solidari și mergem înainte în pofida tuturor acestor greutăți, în pofida tentativelor de destabilizare și mai mult decât atât, să spunem lucrurilor pe nume, în pofida tentativelor Federației Ruse de a răsturna guvernarea, guvernarea aleasă în mod democratic. Deci, pe de o parte, avem în continuare provocări mari, pe de altă parte, facem față acestor provocări datorită instituțiilor publice și mai ales datorită faptului că suntem uniți și că ținem la țara noastră. Am urmărit cu mare atenție discursul dumneavoastră din Parlament. Ați chemat la o împăcare națională, dacă vreți, ați chemat toată lumea să fim uniți, așa cum ați spus și în acest studio. Totuși, opoziția unită, dar a părăsit sala în momentul când trebuia, din punctul meu de vedere, să asculte, poate să nu fie de acord, dar trebuia să asculte acest discurs al dumneavoastră. Eu sunt sigură că ei oricum au auzit lucrurile pe care le-am spus și vreau să le spun încă o dată aici. Nu există altă cale de dezvoltare pentru Republica Moldova decât aderarea la Uniunea Europeană. Am văzut ce s-a întâmplat în acești 30 de ani. Am mers pe mai multe drumuri pe care au încercat să ne ducă diferite guverne, diferite partide politice. În același timp, am văzut cum s-au dezvoltat țările care au aderat la Uniunea Europeană în ultimele două decenii. Știm ce salarii au, ce pensii au și au salarii și pensii mult mai mari decât în Republica Moldova. Au justiție adevărată și nu una care este mână în mână cu grupările corupte. Au orașe și sate amenajate. Deci ceea ce numim noi standarde de viață europene, nivel de trai european, vedem în aceste țări. Noi, în schimb, batem pasul pe loc, în cel mai bun caz, dar în experiențele recente, în anii precedenți, am văzut și lucruri mult mai grave decât această stagnare. Deci vreau ca toată lumea să înțeleagă că singura noastră cale spre bunăstare, spre pace, spre libertate, spre stabilitate, în sensul bun al cuvântului, este aderarea la Uniunea Europeană. Și am formulat aceste întrebări și pentru cei care astăzi strigă împotriva Uniunii Europene. Pentru că, pe de o parte, ei strigă împotriva Uniunii Europene,
pe de altă parte merg în vacanțe acolo, își trimit copiii la studii acolo, unii dintre ei au și cetățenia Uniunii Europene și asta evident este o atitudine mincinoasă din partea lor în raport cu cetățenii Republicii Moldova. Și consumă banii europeni, ceea ce nu e de dat la coș, pentru că banii vin totuși din Europa și ceea ce li se plătește suplimentar pentru gaze. Dar i-ați chemat pe toată lumea, tot poporul Republicii Moldova, să mergem pe același drum. Ne-ați chemat. Pe același drum trebuie să meargă și cei care zi de zi merg prin fața președinției și scandează lozinci împotriva dumneavoastră. Iată, mai nou au venit și în zilele de lucru, probabil ca să fie mai vizibil sau să încurce mai mult. Cum resimțiți acest lucru din interior? Acești oameni sunt folosiți de grupările corupte pentru ca aceste grupări să poată să răstoarne guvernarea, cel puțin asta este scopul lor, lucru care nu se va întâmpla pentru că nu vom permite, dar scopul lor este să răstoarne guvernarea ca să poată reveni la putere, ca să scape de pedeapsă pentru actele de corupție pe care le-au comis și pentru ca să comită în continuare acte de corupție. Este foarte clar. Și iată, au găsit niște oameni cu venituri mai mici, niște oameni care sunt mai ușor de manipulat, de dezinformat, pe care îi folosesc prezentând aceste manifestații drept proteste. Aceste manifestații nu sunt proteste pentru că sunt plătite. Tocmai de aceea am făcut apel să nu mai dezinformeze, să nu mai manipuleze oamenii, să nu-i folosească în scopurile lor personale. Bineînțeles că nu ne așteptăm ca grupările corupte să renunțe la ceea ce fac. Grupările corupte sunt mână în mână cu Kremlinul și au un singur obiectiv, să facă Republica Moldova cât mai slabă și să poată să o folosească în interes propriu. Eu m-am adresat cetățenilor, tuturor celor care vor ca Republica Moldova să fie o țară puternică și bogată, o țară care să aibă grijă de cetățenii ei. Către ei a fost mesajul meu și pe sprijinul și implicarea lor eu contez. Ați adus astăzi un laudațiu în Parlamentul Republicii Moldova pentru organele statului care, citesc din memorie, ați spus că au început să-și facă treaba, să activeze Republica Moldova. Dar totuși dovezi s-au adunat prea multe că protestele sunt plătite și că banii vin din exterior. De ce nu se întreprinde nimic în acest sens? Când se va finaliza procesul ușor? Pentru că ar trebui să aibă o finalitate totuși. Sunt instituții care se restructurează și care au dovedit deja că își fac lucrurile bine și care recapătă și încrederea cetățenilor. Pentru că am auzit cetățeni care au aplaudat acțiunile poliției atunci când au descoperit oamenii care urmau să participe la provocări, la acțiuni violente. Și avem mai multe instituții unde lucrurile se întâmplă mult mai bine. Da, este adevărat că trebuie în continuare să lucrăm ca să creștem capacitățile, ca să avem oameni bine pregătiți. Oamenii aceștia, evident, trebuie să fie și motivați financiar bine ca să lucreze mai bine. Dar avem și instituții unde lucrurile nu se întâmplă. Și atunci când poliția documentează cazuri de încălcare a legii, mai departe, aceste procese ajung în alte instituții. Și dacă, de exemplu, nu știu, la procuratură sau dacă, de exemplu, în instanța de judecată lucrurile nu se întâmplă, sigur că procesele sunt blocate, tergiversate, amânate. Oricum, chiar dacă există această diferență de viteză în transformarea instituțiilor, noi să mergem mai departe și avem suficientă putere ca să asigurăm siguranța cetățenilor, liniștea și pacea în țara noastră. Dar partenerii dumneavoastră a guvernării PAS de peste hotare, care sunt foarte influenți și aceste lucruri se văd cu ochiul înarmat, nu vă pot ajuta cu fugarii noștri celebri? Partenerii ne ajută foarte mult. Ei ne ajută cu sprijin financiar
ca să putem să oferim, de exemplu, compensații în iarnă pentru facturile înalte. Ei ne ajută cu sprijin financiar ca să putem să îmbunătățim infrastructura și la nivel național și la nivel local. Ei ne ajută să consolidăm capacitatea instituțiilor noastre, inclusiv dacă vorbim de forțele de ordine. Avem sprijin din partea mai multor parteneri internaționali. Pe partea de sancțiuni, am văzut sancțiunile impuse de Statele Unite împotriva a doi corupți din Republica Moldova, am văzut sancțiunile impuse de către Marea Britanie. Acum se discută despre sancționare la nivelul Uniunii Europene, deci discutăm și lucrurile se întâmplă. Evident că nu atât de repede cum ne dorim noi, dar Republica Moldova nu este singura țară care se confruntă cu probleme de corupție și e clar că există proceduri care trebuie respectate și aceste lucruri oricum se vor întâmpla. Doar că trebuie să avem un efort consecvent și serios și pe intern, nu doar pe extern. Și pe intern putem să discutăm mult despre ce se întâmplă în justiție, mai ales că astăzi a avut loc și adunarea generală a judecătorilor și eu îndemn pe cetățeni să asculte discuțiile de acolo ca să-și facă o impresie proprie despre ce se întâmplă în sistemul nostru judecătoresc. Bine, până la urmă, cetățeanul își va face o părere proprie, dar dumneavoastră, și nu mă refer chiar la dumneavoastră, dar puterea în țara aceasta trebuie să rezolve situația. Pentru că este adevărat. Putem nimeri într-un blocaj în justiție și lucrurile nu vor funcționa. Este adevărat și exact asta își doresc mai mulți judecători corupți. Și probabil sunt și procurori corupți care încearcă să blocheze procesele, dar cea mai mare acțiune de blocare vine din rândul judecătorilor și probabil aceasta este o reacție la primul exercițiu de evaluare externă extraordinară. Această evaluare care a fost făcută pentru potențialii membrii ai noului Consiliu Superior al Magistraturii și pentru că au fost puțini cei care au reușit să treacă de acest examen, examenul integrității, avem o rezistență și mai mare, împotriva o rezistență la reformă, decât am avut-o și până acum. Să fim sinceri aici, niciodată n-am avut sprijin din partea judecătorilor pentru reforma justiției și nu vreau să generalizez. Sigur că sunt și oameni onești acolo, care sunt deranjați de faptul că în sistem sunt oameni corupți, sunt deranjați de faptul că toată lumea este văzută în sistemul judecătoresc drept cu probleme, dar vedem o rezistență enormă. Eu cred că noi avem o situație excepțională în justiție. După decizia de astăzi a majorității de la Adunarea Generală a Judecătorilor, care a amânat și într-un fel a blocat crearea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru că crearea Consiliului Superior al Magistraturii ne permite să mergem la următoarea etapă a reformei și acest Consiliu este necesar în general pentru funcționarea justiției. Pe acest motiv am convocat Consiliul Suprem de Securitate pentru luni și acolo vom discuta măsuri extraordinare pornind de la situația reală cu care ne confruntăm. Un lucru pe care l-am anunțat astăzi sau l-am solicitat de la Parlament a fost să creăm Curtea Anticorupție, o curte specializată care se va ocupa în special de corupția mare, dar și de corupția în justiție. Pentru că atât timp cât avem corupție în justiție, atât timp eforturile noastre de combatere a corupției sunt în van. Dar spuneți-mi, pe această platformă, în acest domeniu, există un plan B? Pentru că pare să planul A totuși trenează, clachează. Eu cred că planul A funcționează și această reacție vehementă a unor judecători este o dovadă în acest sens, pentru că judecătorii au înțeles că această evaluare, această curățare, ca să fie mai simplu spus, să înțeleagă cetățenii, această curățare este reală. Da, lucrurile durează, da, facem lucrurile așa cum cer organizațiile internaționale și în special Uniunea Europeană care supraveghează acest proces, pentru că vrem această reformă să fie recunoscută și apreciată și de Uniunea Europeană,
aceste reforme reprezintă elemente importante în procesul nostru de discuții și în procesul nostru de aderare la Uniunea Europeană. Și da, noi ne-am fi dorit să se întâmple lucrurile mai repede. Acum discutăm să avem mai mulți evaluatori externi decât am avut la prima etapă, așa încât lucrurile să se întâmple mai repede. Și o să continuăm cu această evaluare. Se vor mișca lucrurile cu mai mulți evaluatori? Exact. Nu va fi invers? Se vor mișca și vom reuși să avem procesul de evaluare mai larg, deci mai mulți oameni să fie evaluați într-o perioadă mai scurtă. Sigur că avem plan B, pentru că e naiv din partea judecătorilor să creadă că noi vom privi neputincioși la cum ei încearcă să distrugă această țară, pentru că nu poți să ai economie dacă nu ai justiție, nu poți să dezvolți nimic în această țară dacă nu există această certitudine că legea va fi respectată și e cineva acolo care să se asigure că cei care nu respectă legea sunt pedepsiți. Deci e naiv din partea unor judecători să creadă că ei vor bloca sistemul, vor bloca reformele și noi vom privi neputincioși. Nu o să permitem asta, pentru că vrem ca această țară să se dezvolte, vrem ca oamenii să nu plece din această țară dezamăgiți de ce văd în justiție și mai ales pentru că nu vrem ca ei să blocheze procesul de aderare la Uniunea Europeană. Ați spus în alocuțiunea de astăzi că Rusia este tot mai departe în momentul în care ar încerca să ne atace. Nu ne va ataca sau nu sunt premize ca să ne atace. Dar pericolul rusesc nu a dispărut, bănuiesc, nu? Am spus că Rusia este departe de hotarele noastre și armata ucraineană e cea care ține armata rusă departe de hotarele noastre și datorită ucrainenilor, datorită curajului ucrainenilor, datorită dragostei lor pentru libertate, noi astăzi nu suntem în pericol de agresiune militară. Dar tocmai pentru că Rusia nu poate ajunge la hotarele noastre, Kremlinul, evident, este în război hibrid cu noi. Deci poartă un război hibrid împotriva Republicii Moldova. Asta însemnând tentative de destabilizare, asta însemnând aceste acțiuni comune cu grupările corupte din Republica Moldova pe care le finanțează din bani murdari pentru a destabiliza situația. Asta înseamnă dezinformare, manipulare. Și aceste lucruri foarte concrete despre care am vorbit și despre care oamenii trebuie să cunoască. Faptul că ei vor să răstoarne guvernarea aleasă în mod democratic la Chișinău și să o schimbe pe oameni care sunt loiali Moscovei. Cu Putin nu vă mai puteți întâlni pentru că astăzi a fost elibirat un mandat de arestare pe numele lui Putin. Curtea de la Haga a anunțat acest lucru acum câteva ore. S-a eliberat mandat de arestare. Așa este și acest mandat de arest pe numele lui eliberat de Curtea Penală Internațională confirmă faptul că el este vinovat personal de crimele de război comise în Ucraina. Și acest lucru încă o dată mai confirmă că guvernarea Republicii Moldova a procedat corect, a fost pe partea bună a istoriei, pentru că ați fost vocali de la bun început, de la începutul războiului. Dar totuși ați intensificat aceste acuze la Federația Rusă, referitor la Federația Rusă, la un an de la război. Ce s-a întâmplat? Ce ruptură s-a întâmplat acolo? Pentru că ați venit cu un val și mai activ de acuze. Moldovenii nu au fost niciodată de partea ucigașilor și nu vor fi niciodată de partea ucigașilor. Noi am condamnat agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei din prima zi de război. Asta am făcut-o și am făcut-o din prima zi. Am vorbit tranșant despre faptul că Rusia încearcă să răstoarne ordinea constituțională în Republica Moldova atunci când am avut aceste probe. Am știut că Rusia se implică, încearcă să se implice în treburile interne ale Republicii Moldova. Am știut despre propagandă și dezinformare, am vorbit despre asta și am încercat să ne protejăm. Dar în momentul în care am avut probe concludente despre faptul că se încearcă răsturnarea guvernării de la Chișinău, repet, aleasă de cetățenii Republicii Moldova, în mod democratic, atunci
am ieșit și am vorbit public ca oamenii noștri să știe cine sunt prietenii noștri și cine sunt dușmanii noștri. Și prietenii noștri în ultimul timp au intensificat vizitele la Chișinău. O vizită cu amprentă britanică și una un fost ambasador și foarte bun prieten al Republicii Moldova. Hogan, ce ați discutat cu el? Cu toată lumea discutăm aceleași subiecte. Problemele de securitate, aceste tentative de destabilizare a Republicii Moldova și cum pot fi descurajate aceste lucruri. Am discutat despre situația economică, despre nevoile pe care le avem, despre situația din sistemul energetic, despre lupta noastră împotriva corupției și problemele cu care ne confruntăm, tot spectrul de probleme. Și este adevărat, avem foarte mult sprijin, avem vizite, discuții telefonice. De exemplu, astăzi am avut o discuție telefonică cu președintele Franței, Emmanuel Macron. Republica Moldova, într-adevăr, se bucură de o atenție fără precedent din partea țărilor importante, țărilor puternice, din partea țărilor democratice și prospere, care vor să ne ajute, care respectă faptul că noi suntem de partea binelui, că noi ne dorim să rămânem o țară liberă, o țară în care noi decidem ce facem. Cetățenii Republicii Moldova decid ce vor să facă, care este soarta țării și nu lăsăm forțe străine să se implice în treburile noastre interne. La un an de la război, Transnistria este mai departe sau mai aproape de Chișinău? Noi am reușit în această perioadă să menținem liniștea și pacea, inclusiv în regiunea transnistreană. Și eu cred că asta este foarte și foarte important. Pentru că orice acțiune de destabilizare risca să tragă Moldova în război. Pentru noi a fost, este și va fi foarte important să menținem pacea în Republica Moldova. Am reușit acest lucru și în continuare o să facem totul ca să nu permitem acțiuni riscante, inclusiv pe malul stâng al Nistrului. S-au întâmplat anumite acțiuni riscante acolo. Am înțeles că a fost un atentat și am pus aici ghilimelele de rigoare la Krasnoselski. Republica Moldova are acces la dovezi, la probe acolo în Transnistria sau nu? Republica Moldova nu are acces direct pentru că instituțiile noastre nu sunt lăsate să meargă acolo și să colecteze probe. Le-a fost refuzată prezentarea acestor probe și extrădarea celor arestați de către așa zisele autorități de acolo. Deci instituțiile noastre nu au putut să intervină și să cerceteze cazurile. Evident că avem informații. Avem anumite informații pe care le colectează instituțiile noastre, avem informații pe care le primim de la partenerii noștri externi și în continuare spunem că nu există riscuri majore acolo. Sigur, trebuie să fim vigilenți și mesajul nostru către Tiraspol este același, să nu întreprindă acțiuni care ar destabiliza situația. Pentru că asta ar fi periculos pentru toată lumea. În Găgăuzia e același lucru? E valabil același lucru? În Găgăuzia avem deci e cu tot o altă situație, pentru că acolo instituțiile noastre pot interveni, controla, impune decizii, deci e partea teritoriului controlat de organele constituționale ale Republicii Moldova. În regiunea transnistreană, din păcate, avem o altfel de situație. Ultima întrebare pe intern și o să revin la extern pentru că mi se pare foarte important. Irina Vlah este un pericol acum pentru securitatea Republicii Moldova, declarațiile dumneaei, pentru că eu le urmăresc și câteodată mi se par ușor provocatoare. Eu nu urmăresc declarațiile ei, dar toți cei care lucrează în Republica Moldova vor fi împotriva Republicii Moldova vor fi sancționați. Și da, noi o să consolidăm și capacitatea instituțiilor, dar o să consolidăm și cadrul legal, așa încât să existe suficiente instrumente pentru a cerceta și pentru a depista și a sancționa aceste acte care merg împotriva statului Republica Moldova, indiferent cine le comite. Ne întoarcem pe internațional. Mi se pare foarte important. Atunci când v-a remarcat în sală președintele SUA Biden
Și înțeleg că ați avut o discuție tet-a-tet ulterior. Ce ați discutat? Bineînțeles că am discutat situația din regiune, am discutat despre cum afectează războiul din Ucraina Republica Moldova, am discutat despre necesitățile noastre și ați văzut că a fost făcut un anunț despre un sprijin financiar semnificativ care a fost propus Congresului pentru aprobare și sper să fie aprobat în curând. Sprijin care în mare parte va merge pentru proiecte în sectorul energetic, pentru că trebuie să construim a doua linie de interconectare cu România. Avem un proiect care se realizează pe traseul Chișinău-Vulcănești, unde se va face interconectarea cu linia electrică de tensiune înaltă în România, dar mai avem nevoie de un asemenea proiect, deci de o asemenea linie. Avem nevoie de bani serioși pentru a investi în independența noastră energetică. Avem nevoie de sprijin pentru a dezvolta diferite industrii în Republica Moldova și știm că Statele Unite în trecut au ajutat pentru creșterea competitivității mai multor industrii în Republica Moldova, ceea ce le face acum competitive la export și vedem rezultate concrete. Am discutat despre faptul că avem nevoie în continuare de ajutor pe combaterea corupției și am apreciat faptul că au fost sancționați doi corupți moldoveni, dar mai sunt și alții care trebuie sancționați. Am discutat despre problemele cele mai acute cu care ne confruntăm astăzi. Și un alt oficial, același Hogan, pe drum dinspre București, spre Chișinău, a anunțat că va transmite, statul american va transmite Republicii Moldova informație clasificată. Puteți să ne spuneți ce fel de informație clasificată s-a transmis până acum? Sau... Nu, pentru că această informație, dacă este clasificată, nu poate fi prezentată public. Am vorbit despre cooperare în toate domeniile și da, avem o colaborare bună și în domeniul serviciilor de informații și securitate și nu doar cu Statele Unite ale Americii. Avem această colaborare foarte bună cu mai multe țări din regiune și asta ne ajută să înțelegem mai bine ce se întâmplă, pentru ce să ne pregătim. Cu domnul Hogan am discutat aceleași subiecte, am discutat despre sectorul nostru de apărare, am discutat despre economie, am discutat despre forțele de ordine, despre poliție și alte instituții care trebuie capacitate, care trebuie consolidate. Un detaliu care nu mi se pare întâmplător în discursul dumneavoastră de azi, ați pomenit că România va fi alături de noi și l-ați citat pe președintele României, Klaus Iohannis. Eu am urmărit ce a spus Klaus Iohannis în direct, acum două săptămâni, pare să s-a întâmplat acest lucru, dar ați vrea să ne traduceți acest mesaj din mesajul diplomatic. Ce înseamnă că România va ajuta Republica Moldova în orice situație? Exact asta înseamnă. Exact asta a spus domnul președinte Iohannis, că România ne va ajuta în orice situație, oricât de dificilă. Sigur că noi cu toții sperăm să vedem o îmbunătățire a lucrurilor, chiar dacă, din păcate, nu vedem astăzi semnale că războiul din Ucraina se va încheia în curând, dar sperăm foarte mult ca să se întâmple acest lucru, ca Ucraina să-și recupereze teritoriile și să revină pacea în regiunea noastră, pe continentul nostru. Dar cred că mesajul domnului președinte Iohannis a fost foarte clar și tranșant și este un mesaj care ne, a fost consolidează, ne consolidează încrederea, încrederea în ziua de mâine și că vom putea face față tuturor greutăților. A fost foarte clar, foarte tranșant, dar mai greu de descifrat. Haideți să luăm cel mai greu scenariu care nu se va întâmpla, dar ipotetic se putea întâmpla. Armata rusă să încerce să vină aici. Însemna acest lucru că NATO sau România ca o țară NATO putea să se implice? Eu nu pot să spun mai multe lucruri decât a spus domnul președinte Iohannis. Doar el poate să elaboreze ce a avut în vedere exact. Dar eu cred că noi cu toții suntem suficient de informați și înțelegem cât de puternic este acest mesaj și cât de important este acest mesaj. Nu ar fi corect să încercăm să intrăm în detalii și să încercăm să
venim cu completări. Răstălmăcim un mesaj foarte... Eu cred că mesajul este suficient de clar și mulțumim pentru acest mesaj. Un lucru istoric s-a întâmplat în Parlamentul Republicii Moldova. Limba română a revenit acolo unde era locul. Eu am făcut o glumă ieri în emisie. Am zis că de 30 de ani fac emisiuni în limba română și abia ieri, cu toate, dar absolut toate actele, în regulă, fac o emisiune în limba română. Când veți promulga această lege? Imediat ce ajunge la mine pe masă, voi promulga această lege și mă bucur că în sfârșit s-a rezolvat această problemă. Pentru că noi vorbim limba română și era nefiresc ca în legi, în Constituție, să fie scris altfel. Deci mă bucur că s-a întâmplat și în momentul în care această lege va ajunge pe masă, evident că ea va fi promulgată. Întreabă Cârcotașii, nu întreb eu, mie mi este foarte clar. Ați ales timpul potrivit pentru votarea acestei legi? Pentru că este timpul potrivit pentru votarea acestei legi? Acum 30 de ani. Exact. Asta este răspunsul. Unii afirmă că în felul acesta arătați culoarea roșie Taurului, opoziției care și așa se află în stradă și speculează orice scenariu și orice amănunt. Nu are nimic denumirea limbii cu ceea ce se întâmplă în stradă. Denumirea limbii, limba este română și orice s-ar întâmpla în stradă nu are nicio implicație asupra acestui adevăr. Da, s-a întâmplat târziu, dar este bine că s-a întâmplat. Biblioteca, știați, o să ajungem și aici. 30 de ONG-uri vă cer să nu retrocedați această clădire Mitropoliei Basarabiei. Eu am citit luarea dumneavoastră de atitudine, am văzut-o, dar vă rog să o expuneți public și să o argumentați. Am spus și repet, autorii acestui proiect de lege vor organiza dezbateri publice și zic să așteptăm să vedem cu ce se vor încheia aceste dezbateri publice. Sunt întrebări la care trebuie să se răspundă, să vedem dacă sunt alternative. Eu vreau să repet ce am spus mai devreme. Relația Republicii Moldova cu România nu poate fi într-o singură direcție și trebuie să recunoaștem că puținele clădiri istorice care au fost reparate în Chișinău au fost reparate de statul român. Asta nu înseamnă că eu nu-mi doresc ca noi astăzi să putem să alocăm bani pentru a repara alte clădiri istorice. Dar realitatea noastră economică astăzi nu ne permite să facem acest lucru. Pentru că avem de administrat foarte multe crize, pentru că trebuie să ajutăm cetățenii într-o perioadă extrem de complicată, fără precedent și în această situație nu putem să facem aceste lucruri pe care am vrea să le facem. Dar, repet, să așteptăm rezultatul acestor dezbateri publice și atunci revenim la subiect. Poate comunicarea este una mai complicată, și pentru că aceste dezbateri urmau să aibă loc mai înainte. Poate așa nu se întâmpla nimic dacă se comunica din timp. Discutam în acest studio și în alte studiouri din Republica Moldova, pentru că în dezbateri, în discuții se află adevărul. Sunt de acord cu dumneavoastră că această inițiativă nu a fost prezentată public corect. Nu a fost împachetată corect din punct de vedere... Ok. Despre echipa dumneavoastră, guvernarea, ați simțit nevoia într-un moment să schimbați prim-ministrul, pentru că echipa ministerială nu s-a prea schimbat sau s-a schimbat foarte puțin. De ce? Din cauza riscurilor de securitate. Pentru că toate informațiile noastre indicau că vor crește riscurile de securitate. Că va veni un val nou de intenții, de tentative de destabilizare. Și da, noi am avut aceste informații și în toamnă, doar că în toamnă mișcările au fost mai puține, cu implicații mai mici. În iarnă, la începutul iernii,
am început să colectăm aceste informații, să primim aceste informații despre creșterea riscurilor de securitate. Și acesta a fost motivul principal de ce a trebuit să avem în guvern, să consolidăm în guvern acest element de securitate. Și probabil vă referiți la prim-ministrul Recean, care știe să facă mai bine acest lucru, pentru care că are garnitura nu s-a prea schimbat. Care are profilul de specialist în securitate. Și lucrurile merg acum la o distanță nu prea mare. Faptul că noi reușim să facem față acestor tentative de destabilizare, faptul că instituțiile noastre lucrează din ce în ce mai bine, cred că este și meritul domnului prim-ministru. Lumea ne întreabă și eu vă întreb pe dumneavoastră ce vor face membrii fruntași ai PAS-ului care au luptat pe baricade ca să ajungă PAS-ul la guvernare și nu s-au mai regăsit în actuala formulă și unii nu au prins un job. Ei continuă să muncească în echipă. Indiferent dacă la partid, dacă în altă parte, dar toată lumea continuă să muncească în echipă. Nevoie de toată lumea, e nevoie de contribuția fiecăruia, pentru că avem foarte mult de lucru, pentru că avem acest obiectiv extraordinar, care înseamnă să aducem Uniunea Europeană la noi acasă, un obiectiv realist, o șansă, pentru că avem așa de multe obstacole, e nevoie de contribuția fiecărui. Și toată lumea continuă. Chiar și cei care și-au luat o mică vacanță vor veni și vor pune umărul în continuare la efortul nostru comun. Lumea întreba chiar de aici ministrul Justiției Sergiu Litvinenko, care a fost unul foarte activ, comunica foarte bine cu presa, în acest studio venea de câte ori era invitat și explica, și care în acest moment, din păcate, nu se mai regăsește. A fost o jertfă a unui proces foarte complicat. Domnul Litvinenko a avut o contribuție extraordinară la aceste eforturi de inițiere a reformei justiției și eu sunt sigură că el va participa în continuare cu aceeași dedicație, chiar dacă nu este într-o funcție publică. Misiunea civilă UE pe securitate. Ce este acest lucru? Ce ar putea însemna acest lucru? Urmează să se concretizeze, să se clarifice ce anume poate să ne ofere Uniunea Europeană, dar sunt lucruri care țin iarăși de instituțiile noastre care trebuie să asigure ordinea publică, siguranța cetățenilor, deci probleme de securitate în primul rând, dar urmează să vedem ce anume poate să ne ofere Uniunea Europeană și atunci când vom avea aceste detalii o să le prezentăm public. Dar este un pas important pentru că Uniunea Europeană recunoaște această nevoie pe care noi avem, această necesitate și iată alocă resurse suplimentare pentru ca noi să putem să reușim și să facem față tuturor provocărilor. După un an foarte dur, un an de război, mai credeți că neutralitatea poate fi una salvatoare? Am vorbit despre acest lucru de mai multe ori. Neutralitatea este în Constituție și cetățenii decid dacă trebuie schimbată Constituția sau nu. Noi vedem în sondaje că majoritatea cetățenilor în continuare susțin neutralitatea. Și noi respectăm alegerea cetățenilor, pentru că așa funcționează democrația. În același timp, da, noi trebuie să discutăm și trebuie să spunem că neutralitatea funcționează doar atunci când celelalte țări respectă ce e scris în Constituția noastră. Acum avem cazul Federației Ruse, care nu a respectat suveranitatea și independența Ucrainei și de asta a invadat-o. Avem situația Federației Ruse, care astăzi nu respectă neutralitatea Republicii Moldova, pentru că avem pe teritoriul țării noastre o armată care stă ilegal aici, armata rusă. De aceea, sau cu atât mai mult, trebuie să avem un sistem de apărare. Neutralitatea nu înseamnă că nu te aperi și stai și aștepți să vină să te cotropească dușmanul. Dacă ți-ai asumat neutralitatea, așa cum ne-am asumat-o noi în Constituție, înseamnă că singuri trebuie să fim capabili să ne apărăm. Și de aceea noi creștem capacitatea noastră de apărare. Da, este adevărat că nu putem face miracole,
dar în acest an am reușit să consolidăm și o să lucrăm în continuare pentru ca să consolidăm capacitatea noastră de apărare. Noi vrem ca oamenii noștri să trăiască în pace. Noi vrem ca oamenii noștri să fie în siguranță. Și de asta facem aceste lucruri. Într-o zonă geografică în care ne aflăm, o neutralitate, din punctul meu de vedere, nu poate face foarte multe lucruri. Dar poate populația ar trebui să îi se explice niște lucruri, pentru că noi, tema NATO a fost cam o temă tabu de ani de zile. Nu a discutat nimeni în studiouri, să vedem pro și contra, ca omul simplu să înțeleagă. Nu știu de ce nu ați discutat în studiouri. Sigur că trebuie discutat. O problemă mare este propaganda rusă, care dezinformează și care prezintă lucrurile pe invers, pentru că propaganda rusă acum acuză NATO, UE, Ucraina, pe cine vrei, de războiul pe care îl duc ei împotriva ucrainenilor. Și iată această propagandă, care încă ajunge în Republica Moldova și, din păcate, mulți oameni se lasă manipulați, a creat și această atitudine a unei părți a societății față de NATO. Trebuie să avem această discuție, dar, repet, în Constituție avem scrisă neutralitatea, noi respectăm neutralitatea, dar neutralitatea înseamnă că singur îți dezvolți capacitatea de apărare. Nu poți să contezi pe ajutorul cuiva, așa cum se întâmplă în rândul țărilor sau în grupul țărilor care sunt membrii NATO. Noi, dacă avem această neutralitate, înseamnă că trebuie să fim și capabili să ne apărăm. S-a ajuns la hohote de râs când Lavrov a spus că Ucraina i-a atacat și ei au fost nevoiți să se apere. În scurtă vreme, probabil vor spune că Moldova i-a atacat. Există foarte multă dezinformare, există foarte multă propagandă și aici, evident, trebuie să fim foarte atenți. Cetățenii noștri trebuie să se informeze din surse credibile, pentru că dacă ajungi în situația în care să nu înțelegi cine este agresorul și cine este victima, atunci este foarte grav. Pentru că acest agresor poate să meargă mai departe. Deci trebuie totuși să facem un efort. Știu că există foarte multă dezinformare, inclusiv pe rețelele de socializare, chiar și la televizor, cu toate că Consiliul Audiovizualului încearcă să impună respectarea legii și legile noastre au fost modificate pentru a proteja mai mult consumatorul de informație. Dar, oricum, este o luptă foarte grea, o luptă pe care uneori și țări mai bogate, cu instituții mai puternice, nu reușesc să câștige această luptă împotriva dezinformării. Noi, inclusiv, o să creăm o structură specială care să lupte cu această propagandă și cu această dezinformare. Pentru că în joc sunt foarte multe. E securitatea țării, este pacea în societatea noastră și trebuie să alocăm suficiente resurse pentru ca să protejăm cetățeanul de această dezinformare. Dar sigur, am văzut și cred că o să mai vedem din partea Kremlinului foarte multe forme de dezinformare, în special despre războiul Rusiei în Ucraina. Pentru că suntem vineri seara și mergem mai spre weekend, așa, nu o să vă dau o întrebare de cancan, dar o să vă întreb cum vă simțiți personal când sunteți eroina Mariei Zaharova, Lavrov, Peskov, care tot are treabă nu numai cu țara, dar chiar cu dumneavoastră personal. Ce se întâmplă în interiorul dumneavoastră atunci când auziți aceste lucruri? Nu mă interesează. Eu am fost aleasă de cetățenii Republicii Moldova, muncesc pentru cetățenii Republicii Moldova și mă interesează ce simt, ce cred oamenii aici. Știu ce vrea să facă Federația Rusă în raport cu Republica Moldova și o să fac tot ce pot, împreună cu colegii și cu instituțiile noastre, pentru ca să nu permitem Rusiei să folosească Moldova în scopurile proprii. Republica Moldova este o țară mică, dar cu oameni demni și noi știm ce vrem pentru noi. Noi singuri putem să ne decidem soarta. Nu avem nevoie să vină
ministrul lor de externe sau purtătoarea de cuvânt să ne spună cu cine să stabilim relații de prietenie, cu cine să ne împăcăm, cu cine să nu ne împăcăm. Am spus și azi în Parlament. Câți bani au venit de la Kremlin pentru ca să reparăm grădinițe, școli și spitale? Câți bani au venit pentru ca să reparăm drumuri? N-au venit niciun ban. De acolo vine șantaj și război. Resursele de care avem nevoie pentru dezvoltare vin de la partenerii noștri. Vin din România, vin din alte state UE, vin din Statele Unite ale Americii. Ăștia sunt prietenii noștri. Japonia, Elveția, avem mulți prieteni și eu mă mândresc cu acest lucru. Și acești prieteni ne vor ajuta să trecem prin perioade dificile. Să știți că ne-au mai citat odată această emisiune acolo la Moscova. Într-un fel le-a spus să nu-și bată gura aiurea pentru că oricum nu-i luați în seamă, nu? Nu vă pasă. De... Așa este. Ok. Haideți să mergem la cei patru piloni pe care i-ați anunțat dumneavoastră astăzi în Parlament. Pilonii de dezvoltare pe care vă veți sprijini în anul care urmează. Primul a fost pacea. Aceasta depinde mai puțin de noi totuși. Depinde de noi și de capacitatea noastră să ne informăm corect și de instituțiile noastre, pentru că m-am referit și la pacea internă aici în societate, să nu permitem provocări, să nu permitem violențe, să nu permitem destabilizări. Deci aceasta este parte a păcii în societate. Și aici probabil structurile de forță ar trebui să intre corect, dar mai insistent în acest proces, pentru că dacă jurnaliștii au documentat că se iau bani acolo, atunci de ce n-a documentat SIS-ul sau alt? Probabil că au documentat, dar de ce nu au iau documentat, măsuri? Doar că lucrurile ajung în justiție. Deci există tot un lanț ajungem. De acțiuni. Și oricât de bine și-ar face meseria primele instituții în acest proces, dacă lucrurile nu se mișcă la ultima etapă sau la penultima etapă, atunci este această impresie și nu doar impresie, că lucrurile nu sunt duse la bun sfârșit. Noi suntem o țară democratică și în același timp noi trebuie și o să asigurăm dreptul cetățenilor la protest. Chiar dacă în această situație acum știm și vedem că sunt grupări corupte care folosesc oamenii. Dar nici nu mergem pe altă extremă în care să interzicem. Pentru că democrația este totuși despre libertatea de expresie. Poziția a doua, pilonul 2, a fost relansarea economiei. O puneți pe seama guvernului Recean. Cum se va întâmpla acest lucru în condițiile în care suntem o țară vecină cu războiul? Investitorii vor veni cu greu, cel puțin în următoarea perioadă, pentru că dacă nu au claritate, ei nu prea vin? Da, este complicat. Și în același timp este extrem de important. Pentru că fără creștere economică, fără dezvoltare economică, nu putem să facem nimic. Dezvoltare economică înseamnă, în primul rând, venituri pentru cetățeni, înseamnă locuri de muncă, înseamnă impozite plătite la buget și din aceste impozite avem de rezolvat o sumedenie de probleme. Știu că este foarte greu, dar guvernul trebuie să vină cu acțiuni concrete, cu un program pentru a crește reziliența economică a Republicii Moldova. Chiar dacă, așa cum spuneți dumneavoastră, din cauza războiului este greu să atragem investiții, din cauza războiului au fost stricate multe lucruri, deci întreprinderile și-au pierdut piețe de desfaceri, din cauza războiului s-au scumpit prețurile la materia primă, în același timp obținem mai multe facilități pe piața europeană și trebuie să vedem totuși care sunt lucrurile pe care putem să le facem chiar în această situație dificilă. În momentul când s-a închis o ușă, s-a închis o piață cea rusească, am impresia că s-au deschis câteva și acest semn este unul de-a dreptul pozitiv. Scuzați-mă. Da, dar oricum este greu. Pentru că și dacă vedeți, anul trecut am avut descreștere economică, în situația în care la începutul anului noi prognozam o creștere economică semnificativă. Războiul a dat peste cap multe lucruri, dar noi putem să mergem mai departe, trebuie să susținem întreprinderile, în special întreprinderile mici și mijlocii,
și vom face acest lucru. Așteptăm de la guvern programul de dezvoltare economică. Și în acest moment în care vorbim despre relansare economică, iată că se întâmplă niște lucruri ciudate care oricum țin de economie. Situația de la aeroport, Vizeiro a plecat, Air Moldova nu zboară și lumea, moldovenii s-au obișnuit cu un gen de libertate. Ei zboară mereu și iată că nu mai pot zbura. A fost o întrerupere politică sau a fost una economică? Cum credeți, dacă aveți informație? Sunt două situații diferite. Vizeiro este decizia unei companii și acolo înțeleg că se lucrează pentru ca să se ajungă la un numitor comun și să se reia zborurile. Air Moldova este altă situație, pentru că Air Moldova nu este o companie de stat, nu este compania statului Republica Moldova. Vreau să vă amintesc că pe timpul lui Plahotniuc, această companie a fost întâi falimentată, după care preluată cu bani puțini de către aceleași grupări corupte. Acum această companie a vândut bilete cetățenilor și acum anunță că nu poate să-și îndeplinească datoria față de cetățeni, deci nu poate să asigure aceste zboruri. Și evident că compania are datorii foarte mari și așteaptă ca cineva să vină și să îi rezolve această problemă. Statul nu are de ce să preia datoriile Air Moldova. Cei care au comis aceste abuzuri trebuie să răspundă, inclusiv procuratura trebuie să se miște și, dacă nu greșesc, a fost expediat în instanța de judecată un dosar cu referire la modul în care această companie în trecuta statului a fost falimentată și după aia dată cadou hoților. În același timp, guvernul lucrează și sper să aibă și rezultate, discută cu alte companii low cost pentru ca acestea să vină în Republica Moldova și să se asigure zborul. Dar faptul că Vizeiro este o companie dintr-o țară prietenă, unde Victor Orban este unul dintre cei mai buni prieteni al lui Putin în Europa, dacă Putin are în general prieteni în Europa, denotă că este este multă politică aici la mijloc sau nu? Nu am suficiente dovezi ca să fac asemenea concluzii și nu vreau să intru în speculații. Știu că se discută în continuare cu această companie. Argumentul pe care l-au invocat nu mi este clar, pentru că ei au spus că se retrag din cauza incertitudinii, din cauza problemelor de securitate. În același timp vedem alte companii, inclusiv companii europene, care continuă să zboare în Republica Moldova și care nu au această problemă cu riscul. Tocmai de aici au apărut aerian. Toate semnele de întrebare. Înțeleg, dar în același timp nu am suficiente probe ca să fac niște concluzii. Se discuta despre o companie irlandeză. Va veni sau nu, sau încă nu este clar? Se discută. În momentul în care vor exista niște acorduri finale, bineînțeles că ele vor fi anunțate. Până atunci, nu cred că trebuie Pilonul 3, că merge spre finalul emisiunii, este vorba de infrastructură. Presupuneți și o reformă teritorială în Republica Moldova sau nu? Atunci când vorbim despre infrastructură, vorbim despre investiții în sectorul energetic, în drumuri naționale în satul și european. Drumuri locale, în proiecte, în comunitățile noastre, în satul european. Și vreau să vă amintesc că în cadrul acestui program deja au fost adoptate proiecte pentru jumătate din localitățile din Republica Moldova și în cele mai multe dintre ele aceste proiecte se realizează acum. Despre asta vorbim. Despre reforma administrativă, tocmai a fost aprobată această strategie și această strategie prevede amalgamarea voluntară pentru localitățile care vor în mod voluntar să se consolideze pentru a economisi resurse, ca aceste resurse să fie investite în proiecte de dezvoltare a comunităților. Deci, pentru moment, asta este poziția guvernului la această întrebare. Îmi scrie un coleg jurnalist pe Facebook, sunt premise să se ieftinească gazul, energia electrică, pentru că, de fapt, asta interesează lumea.
Sigur că noi vrem să vedem reducerea tarifelor cu toții. Știm care sunt implicațiile și pentru consumatorii individuali și pentru întreprinderi. Și aștept și eu să ne spună Ministerul Energeticii, să ne spună Guvernul, pornind de la realitățile pe piață, de la situația întreprinderilor, când și cum se poate întâmpla acest lucru. Sper să se întâmple cât de curând. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația să încheiați această săptămână foarte complicată aici, la Postul Național de Televiziune, la Bună Seara. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Și vă doresc curaj săptămâna viitoare să vă meargă în toate și mai ales să încercați să rezolvați ceva cu cel de-a patrulea pilon despre care am discutat anterior, justiția. Neapărat o să mergem mai departe pe reformă. Și vă doresc ceea ce ați spus dumneavoastră. Rămâneți dreaptă. Și Moldova rămâne dreaptă. A fost Bună Seara, ne revedem joia viitoare. Bună seara!